ruga să ne spuneți în ce a constat, incidentul respectiv și unde s-a întâmplat. Incidentul respectiv s-a întâmplat în triajul de la CPU. Eram de gardă ziua de duminică, seara, în jurul orilor 22:30. Aveam toate paturile ocupate cu pacienți, aveam și în spate 5 copii care aveau diverse afecțiuni, care erau consultați de colega mea de pe chirurgie infantilă. În momentul în care asistenta din triaj mi-a atras atenția că au apărut câteva persoane de etnie romă care fac scandal și o agresează verbal, am ieșit să văd despre ce este situația, despre ce este vorba. Am văzut un pacient de etnie romă care acuza dureri precordiale, agitat și fiul acestuia, căruia i-am explicat că va fi consultat cât de repede posibil, cu toată bunăvoința, cu toată onestitatea, imediat ce se va elibera un pat, va fi consultat. Am dat seama care este gravitatea lui. Era cel mai probabil, cel mult, o criză anginoasă. Moment în care asistenta din triaj mi-a tras atenția asupra altei paciente, care era și ea foarte gravă, care avea un șoc anafilactic, efectiv cu edem al buzelor și glotei, care trebuia imediat introdusă. Iar în secunda 2, în care am întors capul spre a o vedea pe respectiva, după discuția calmă și normală cu pacientul respectiv, am fost lovit direct în gât, în trahee și de respectivul individ. Am simțit foarte multă premeditare, răutate și ură în gestul lui, neexplicabilă, din moment ce el aștepta doar de un sfert de oră. I-am vorbit foarte calm, foarte frumos. Nu am ce să-mi reproșez personal ca și comportament, dar am simțit un atac din partea unui individ furibund, plin de ură, mișelesc, premeditat. Mie personal mi s-au mai întâmplat agresiuni fizice, bineînțeles la CPU sunt foarte multe amenințări, cel puțin o dată pe săptămână sau la două săptămâni se întâmplă ca un medic să fie amenințat verbal. Am avut în trecut acum 3-4 ani un incident, să spunem, puțin asemănător, dar nu a fost cu violență fizică, ci doar verbală. Tot așa era foarte plin la noi, au apărut niște cetățeni de etnie romă care aveau un copil pe care nu l-au supravegheat și acesta pusese la gură puțin clor. Copilul nu avea nimic, l-am văzut. Le-am explicat că va fi consultat și copilul lor din data ce voi putea, în moment în care aceia mi-au spus, dacă nu-mi consulți copilul acum, te omor. În momentul respectiv, bineînțeles, am chemat poliția, jandarmeria, am consultat copilul, după care am depus plângeri împotriva lor. Unul a avut amendă, iar celălalt a avut amendă și închisoare cu executare între 1 și 3 ani. Mi se pare oricum pedepsele mult prea blânde pentru astfel de agresiuni și violențe, mai ales împotriva unui personal medical care este pentru a te ajuta, pentru a-ți face bine, nu este împotriva ta. Nu înțeleg de unde vine atâta ură, atâta răutate, mai ales la noi în societate, și nu înțeleg la ce se prezintă astfel de oameni la spital, mai ales astfel de pacienți de etnie romă, ce caută la spital. Caută că sunt bolnav sau ce-o căuta respectivul la spital? Ești bolnav sau ai venit la gâtul meu? Asta aș vrea să știu. Nu a venit cu ambulanța, inițial nu a venit cu ambulanța, după incident am înțeles că a plecat la un centru de permanență, după aceea s-a întors. I-am vorbit frumos, l-am consultat, deși puteam să opresc garda, puteam să anunț medicul ordonator și managerul că nu voi mai continua această gardă, deci atribuțiile mele de serviciu, deși puteam să nu le mai continui, având în vedere cât de tare am fost lovit, am ales să continui garda să nu deranjez colegii, am consultat și respectivul pacient. Am vorbit frumos în continuare, a rămas la noi sub supraveghere până a doua zi, când a putut fi văzut și de un cardiolog pentru a îi se monitoriza în cursul nopții starea de sănătate. Deci eu mi-am făcut datoria. Pacienții întotdeauna trebuie să aștepte în funcție de gravitatea celorlalți pacienți, indiferent de codul care îl au. Pot să aibă orice cod, poți să ai orice cod, atâta timp cât este un pacient mai grav decât tine, acela va intra înainte. Soluția? Soluția este, în primul rând, educarea populației. Educarea populației, nu știu dacă sunt în măsură să spun cum s-ar putea face. Oamenii trebuie să înțeleagă că
Este normal să aștepți pentru a fi consultat. Nu există la niciun centru de primă urgență sau la niciun lucru, nu există medicul și pacientul. Este un singur medic sau doi medici, pacienții sunt mulți. Nu știu ce să spun. Alte țări am înțeles că facerea de bine se face cu poliția în spate. Asta este. Voi recurge și eu la aceeași măsură. Nu mă simt în siguranță deloc. Mi se pare că trăim într-o țară și într-o societate din ce în ce mai nesigură, mai ales din punctul de vedere, motiv pentru care o să-mi reduc orele la camera de gard pe care le voi face. Și deja luasem decizia de a începe alt rezidențiat în altă specialitate, pentru că medicina de urgență a devenit din ce în ce mai periculoasă. Astfel de persoane nu și-au rolul în societate, nu și-au rostul în societate, efectiv nu vin decât să atace. Avem baza spitalului, avem contract cu o firmă. Urmare acestui incident regretabil, spunem noi, suntem obligați noi ca și conducerea spitalului să ne accentuăm măsurile de pază și de protecție asupra propriului nostru personal, deși în momentul de față avem pază cu o firmă specializată, respectiv există în fiecare gardă a celor din CPU o persoană care asigură paza, dar va trebui suplimentată, va trebui dublată această pază și ne gândim pe viitor să montăm camere de luat vederi și în spațiile exterioare, deci în camera de așteptare și în afara spațiului, tocmai pentru a avea la dispoziție tot timpul o urmărire adecvată a ceea ce se întâmplă în compartimentul de privire urgențe. Intervine imediat, dar câteodată, dacă numărul celor care sunt în postura de agresor este mai mare, vă dați seama, un singur om nu poate să facă față. Deci intervine imediat pentru că stă permanent acolo, în spațiu, compartimentul de primire urgență. Dar în cazul de față era prezent mine, da. Dar absolut reacția care a avut-o respectiv nu anunța absolut deloc ceea ce a făcut. Nu ne puteam aștepta. Vorbești cu omul, întorci capul și dintr-o dată îți dă în gât. Te lovești în gât, pur și simplu, fără să ai un conflict cu el, fără să ai o altercație, efectiv, atac direct, premeditat, în momentul în care te uiți în altă parte, paze cu era lângă mine, nici nu a avut timp să intervină. Sperăm ca acest incident să fie unul izolat, să nu ne confruntăm foarte des cu tipul acesta de incidente și pe această cale îmi permit să fac un apel către populație la rezolvarea oricărui conflict pe cale amiabilă, pentru că niciodată violența și cu atât mai mult în anul 2019 violența nu o văd ca o cale de rezolvare a oricăror probleme, de orice natură ar fi. Cred că o comunicare mai eficientă între pacienți și personalul medical ar rezolva cea mai mare parte a problemelor care se ivesc. Incidentele cu care să se finalizeze cu agresiune fizică sunt rare. Deci agresiuni verbale s-au mai menționat, colegii noștri ne-au mai atenționat asupra acestui tip de incident, dar cu agresiune este un incident izolat și sperăm să nu se mai repete. Diagnosticul pacientului este de sindrom algic toracic, observație angină pectorală. Iar eu personal nu, oricum se vor respecta timpii de așteptare și nu voi tot puțin a chema poliția la cea mai mică chestie de scandal. De astăzi înainte se vor respecta foarte mult timpii de așteptare, cel puțin eu am de gând să-i respect întocmai. Chiar dacă până acum am făcut eforturi foarte mari pentru a prelua pacienții mult mai repede decât timpii normali de așteptare din protocoale, de azi înainte fiecare trebuie să știe care de așteptat. În caz de scandal nu voi încerca să chem poliția, pentru că populația trebuie să fie educată. Dacă iei în brațe prea repede, se pare că nu este bine. O să trebuiască să se respecte în continuare protocoale și legile în vigoare foarte bine. Volumul de muncă pe medic este foarte mare. Cu gardă de 12 ore, pacienții care vin unui medic sunt în grup de 80 de pacienți. Un singur medic de gardă. Un singur medic de gardă. Doar un singur medic. Da.
Sunt sigur că ar fi o soluție foarte bună, dar... Legislativ nu este posibil. Deci linia de gardă este desemnată, deci nu vorbim de programul în ture. În timpul zilei, activitatea se desfășoară în ture și atunci sunt doi sau mai mulți medici. Dar activitatea în linia de gardă, legislativ, este posibilă doar cu un singur medic. Aș face o mică divergație aici, să vedem cum ar putea fi plătiți mai mulți medici. Pentru a fi de gardă 2-3 medici, oare cine îi vor plăti? Acești asistat social, care nu atacă. Să vă gaste ei. Sunt contuziile care sunt, contuziile la nivel cervical anterior, cot drept, șol drept. Dar, repet, nu mi se pare normal să ai o astfel de atitudine. Să vii în spital, pur și simplu, să aștepți 10 minute, un sfert de oră și efectiv să ataci gâtul unui om. Pentru ce? Nu mi se pare o atitudine normală. Nu este o atitudine de om. Este o atitudine de fiară.